alături de mine, campionul Midnight Poker, Mirel Drăgan. Bine ai revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Ce faci? Ai venit din nou să ne iei cecul? Păi, cum am spus și data trecută, nimeni nu m-a crezut, dar și de data asta cecul trebuie scris dinaintea începerii turneului pe numele meu. Spune-mi, vorbește puțin, ai susținători aici, vorbește-mi puțin, cum a fost pentru tine să joci la Midnight Poker? Ai avut emoții? Am avut puține emoții, pentru că era ceva nou pentru mine. N-am mai jucat niciodată într-un cadru așa profi, dar sunt convins că voi face față și de data asta. Ți-ai schimbat strategia? Atunci am jucat, am avut onoarea să joc și plăcerea să joc în dreapta ta. Consider că eu ți-am ținut norocul până la podul meu de a lua cecul. Acum ai adversarii tăi, oameni care au mai venit, care au mai participat, care joacă poker de foarte mult timp. Îți schimbi strategia? Nu voi schimba niciodată strategia, pentru că am o strategie care funcționează și cu cât au mai multă experiență, cu atât mă ambiționează mai mult, pentru că îmi place concurența. Da, tu ești un luptător din fire. Cred că deja știu telespectatorii noștri că ești și campion proaspăt sau din nou campion mondial. Ce a mai făcut Mirel Drăgan? Ce meciuri a mai avut? Ce meciuri urmează să ai? Păi am avut acum o săptămână... Nu dăm numele. Un meci la profesioniști, care l-am câștigat knockout în prima repriză. Foarte frumos meci, l-am urmărit și eu. Voi avea pe 7 mai, voi face debutul în boxul profesionist în gala lui Flavius Bia la Timișoara. După aia... Am auzit de gala lui, o gală spectaculoasă, dacă pot să spun. Vor fi numai nume mari din boxul românesc și mă bucur că mă număr și eu printre ei, eu fiind un începător în box. Deci pe ce dată te vedem? Pe 7 mai la Bia Promotion. O să te susținem și noi echipa. Pe 9 mai voi pleca la campionatul mondial de campo individual în Tunisia și pe 25 iunie voi lupta în Mongolia la titlul mondial la Muay Thai. Wow! Cum ai timp pentru toate? Pentru că te văd în fiecare zi antrenamente, două cel puțin. Cum ai timp pentru viața ta personală, viața socială, prieteni, tot, printre antrenamente și toate luptele? Păi viața mea personală se rezumă 80% la sport, pentru că tot timpul sunt în sala de sport. Prietenii, marea majoritate, sunt din lumea sportului și ne vedem la antrenament, poate după antrenament mai rămânem să bem un ceai, un fresh sau ceva repede, după aia mergem să dormim, seara ne vedem iar la antrenament. Cam asta este mediul în care mă învârt. Prietenii tăi pe care i-am văzut la ultimul tău meci, a fost o întreagă galerie. După anii ăștia cu pandemia, cum a fost să-ți auzi de o tribună întreagă, cei de la Rapid, felicitări pentru atmosferă, deși sunt dinamovistă, cum a fost să-ți auzi din nou numele strigat de o tribună? De foarte mulți oameni, nu știu câți oameni erau acolo, dar erau foarte mulți. Bineînțeles că este o deosebită plăcere să-ți auzi galeria cum răsună numele și cum răsună toată sala cu numele tău. Țin să le mulțumesc prietenilor și colegilor mei din Brigada Originalii din Galeria Rapidului, care tot timpul, la fiecare meci, sunt alături de mine și mă susțin în toată cariera mea sportivă. Vă dați seama că este foarte plăcut și îți dă curajul ăla și când ești obosit și nu mai poți și îi auzi pe ei cum strigă în tribună, îți mai dă un 10-15% putere să continui. A fost cel mai scurt meci în care tu ai dat knockout adversarului sau ai avut altul mai scurt de atât? Pentru că ai dat knockout direct. Nu, a fost... nu știu dacă am dat mai repede de un minut 30 ceva în genul ăsta, am ținut meciul. Nu știu dacă s-a întâmplat să fie vreun meci mai scurt decât ăsta. Niciodată nu mi-am cronometrat asta. O să fiu atent acum la acest detaliu. Mi-ai dat o idee bună. La următoarea emisiune să-mi spui. La următoarea emisiune, categoric, îți voi spune. Da. Până la următoarea emisiune, trebuie să-mi spui un banc. Un banc? Da. Păi da, nu știu dacă puteți să-l dați pe post, pentru că este cam porcos. Pe care putem să-l dăm pe post. Mulțumesc, păi, Laura. Bancuri care puteți să le dați pe post, nu cred că știu. Bine, te las să te gândești și pe parcursul emisiunii, până să iei cecul ăla din nou, o să ai timp să ne-l spui. Îți mulțumesc că ai acceptat din nou invitația noastră.
Și hai să vedem cum joacă Mirel Drăgan de data asta la Midnight Poker. Vă mulțumesc și vă promit că o să câștig. Hai să vedem. Mersi.